Uite că se leagă lucrurile aici la matinal, la revista presei ai povestit despre premiile GOPO și iată că vorbim și acum despre ele. Doar că și cu doi invitați de seamă. Exact, acum amplificăm puțin informația. Marți seara a avut loc gala premiilor GOPO, iar alături de noi în această dimineață se află Laura Ducu, organizator, și Matei Truță, producătorul documentarului România Sălbatică. Bună dimineața, amândurora! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Vă mulțumim pentru invitație! Vă felicităm pentru ceremonia de decernare și pe tine, Matei, pentru că am înțeles că România Sălbatică a obținut 3 premii. Da, pentru cel mai bun documentar, cel mai bun sunet și cea mai bună muzică originală, din câte am reținut eu. Corect. Deci... Și a avut 5 nominalizări. Da. Oho! Deci 3 din 5, eu zic că e o reușită e foarte bine. Bună. Da. Da. Care au fost provocările logistice, aș spune, la acest documentar? Acest documentar a pornit cu o aventură complet nebună, la care se lucrează de peste 11 ani și, de fapt, meritul nostru al producției este destul de mic. Am venit pe ultima 100 de metri, cum s-ar spune. Băieții, practic Dan Dinu și Cosmin Dumitrache, și-au alocat 10 ani din viață pe teren pentru un proiect care inițial a pornit ca o cartografie a parcurilor naționale, care nu exista, nu era făcută. Și ulterior a devenit acest proiect de film documentar. Deci timpul și pasiunea și sufletul investit. Producția a fost un efort de a strânge o echipă pentru a-i oferi muzică, imagine, sunet și a face tot posibilul să-l ducem către întâlnirea cu publicul. Întâlnire care va avea loc, Laura, destul de curând. Filmul a fost în cinematografe deja și a fost printre cele mai vizionate documentare of all times autohtone. A avut anul trecut, deși, și țin neapărat să menționez asta, anul trecut a fost un an de pandemie cu restricții. Iar România Sălbatică s-a lansat fix în săptămâna de dinaintea introducerii certificatului verde, care a scăzut destul de mult, mai ales în prima etapă, participarea publicului la evenimente culturale, filme, piese de teatru, și a strâns totuși peste 25.000 de spectatori. Din punctul meu de vedere, este o mare reușită. După acest circuit în cinematografe, urmează acum pe 12 mai să se lanseze pe o cunoscută platformă de streaming online. Nu va avea exact formatul din cinematograf, unde el a avut 2 ore, ci vor fi 3 episoade de 50 de minute, deci chiar un pic mai generos, dar aici o să-l las poate pe Matei să detalieze de ce s-a ajuns la acest format, care e cumva mai ușor de consumat de acasă. Și mai mult de atât, cei care vor să pătrundă în culisele poveștii România Sălbatică, deoarece de fiecare dată când aveam discuții cu echipa la cinematografe și așa mai departe, lumea era fascinată de poveștile pe care Dan Dinu și Cosmin Dumitrache le aveau de pe teren. Motiv pentru care ei, pentru că aveau și foarte mult footage filmat de pe teren care n-a intrat, au făcut un film de making of de o oră și ceva, 2 ore, aproape 2 ore, cred, wow. Așa, care este disponibil online. Pățanii din teren, da. Probabil. Exact, acela este pe Tihon Limited. Da. Închipuiți-vă că, practic, la finalul acestui proiect existau peste 100 de ore de material brut. Deci efortul de a ajunge la un film de 2 ore pentru cinematograf a fost o bătălie în care producția îi stresa și pe Dan și pe Cosmin. Trebuie să mai tăiem din el. Nu vrem un film de 3 ore, trebuie să fie cam 2 pentru cinematograf. Deci formatul de 3 episoade, de fapt, este mult mai aproape de esența proiectului, pentru că avem aproape o oră în plus de content. Cât despre povestea poveștii, despre care a spus Laura, pe Tiff Unlimited, este încă un film de 2 ore care arată pur și simplu aventura celor 10 ani pe teren. No. Dan Dinu și Cosmin au venit și la noi la matinal și ne-au povestit câte ceva despre întâlnirea lor cu Râsul în pădure și despre orele de așteptare, de stat la pândă, efectiv, no, pentru a surprinde pe camere aceste animale rare, care nu se arată și care te pun de multe ori să aștepți ore în șir. Corect. În frig, în zăpadă. Corect. Și sunt momente în care ai un noroc aproape chior, să spun, în care într-o oră sau în 2 ore, în câteva ore, prinzi niște imagini superbe. Dar există și 10 de ore, zile pe teren pe care le petreci și nu prinzi nimic. Deci este șansă. Da. Și pentru că știu că o să vorbim despre premiile GOPO, înainte să trecem mai departe totuși, rămânând la România Sălbatică și la premiile pe care le-a luat, aș dori să menționez încă o dată cât de fericit ne-a făcut. Eu aici sunt cumva în calitate de dublu om, am făcut comunicarea GOPO, dar am fost implicată și în comunicarea România Sălbatică, de premiul pe care l-am primit pentru cel mai bun sunet, pentru că nu multă lume știe
că ceea ce se aude de sunetul acelor animale, el nu e folosit cum a fost luat pe teren, pentru că tu pe teren n-ai cum să captezi. Tot sunetul acestui documentar a fost recreat de echipa de sunet. Wow. Deci suntem foarte bucuroși că lumea, adică industria a știut exact, a știut foarte clar cât de mare, cât de colosal a fost efortul echipei de sunet să ajungă la ceea ce spectatorii aud când se uită la documentar. Iar Matei, care a fost implicat în producție, știe foarte bine cât de complicat și complex a fost acest proces. Eu sunt curios cum a reușit echipa să stea unită atât de mulți ani cu sufletul în acest proiect. Au existat modificări, oameni care au plecat, oameni care au venit noi în echipă la un moment dat? Nimeni nu a plecat. Au existat oameni care au venit și care continuă să vină. Și de asta cred că România Sălbatică este un proiect deosebit, de asta cred că publicul are capacitatea de a simți când un proiect este cumva curat și dedicat unei valori mai înalte, cum ar fi natura. Cât despre Dan și Cosmin, avem o glumă internă că au petrecut în ultimii 10 ani mai mult timp împreună decât cu soția sau cu iubita. Este ca o căsnicie acolo. Așa ne-au povestit și noi, să știi că ei sunt de acord cu gluma voastră. Știu că de aici pornește și celălalt proiect al lor legat de Delta Dunării. Da, acela va fi următorul proiect, un film dedicat Deltei Dunării, la care vom lucra în următorii ani. Sperăm să revenim cu el curând. Și mai îndepărtat ne gândim și la România Sălbatică 2. Dar, wow! Da. Sunt convinsă că în timp și tehnica va pune la dispoziție alte modalități de descriere a mediului înconjurător și cred că va fi fantastic, de ce nu în 10 ani de acum înainte, să vedem filmul ca un fel de hologramă și să putem să trăim natura și noi natura, din propria sufragerie. Cine știe? N-ar fi. Sperăm totuși că de data asta să revenim mai repede cu filmul, să nu dureze 10 ani. Da. Laura, revenind la premiile Gopo, cum a fost atmosfera în seara de marți? Cum ai simțit publicul, artiștii? A fost o atmosferă foarte, foarte emoționantă. Cred că emoționant ar fi cuvântul întregii seri. În primul rând, după 2 ani de pandemie, am revenit la Teatrul Național, în sala mare, acum numită sala Ion Caramitru. Acela era locul consacrat al premiilor Gopo, dar circumstanțele ultimilor 2 ani forțaseră mutarea în outdoor. Știam că va fi o seară emoționantă deoarece aveam incluse în gală niște momente speciale. Odată premiera pentru întreaga activitate a doi mari artiști, a două valori naționale, Victoria Benciuc și Mariana Mihuț. Bineînțeles că inclusiv Dorina Chiriac a fost cea care le-a înmânat trofeul și cuvintele pe care ea le-a adresat despre ei au fost extrem de emoționante, publicul a reacționat la ele. Apoi, pentru mine personal, de exemplu, din culise, deoarece eu stăteam în culise, efectiv preluam câștigătorii pentru a-i duce la panou să facem fotografia cu trofeul, și am văzut din backstage toate reacțiile și le-am trăit mai mult sonor decât vizual. Pentru mine, cel mai emoționant moment, cred că rămâne acela al premierii asistenților de cameră, acelor 3 asistenți de cameră, Constantin Ica, Mihai Mihaescu și Pompiliu Abram. Ei sunt oameni din echipa de filmare, din spatele camerelor, care au contribuit în peste 50 de ani la enorm de multe filme din cinematografie, iar momentul în care li s-a înmânat premiile, toată sala, deci colegii lor, de fapt, pentru că în sală se aflau oamenii din industrie, au aplaudat momente bune în șir, în picioare, și a fost foarte emoționant momentul. Am avut și incluse și 2 momente de aniversare. S-au împlinit anul acesta 40 de ani de la premiera secvențe în regia regretatului Alexandru Tatos și pe scenă a fost o parte din echipă. M-am putut revedea câteva momente dialoguri cu actorul Mircea Diaconu. Am mai avut și 20 de ani de la lansarea Filantropica. Deja toată lumea știe despre momentul emoționant pe care l-a avut și Viorica Vodă în discursul său, susținut apoi de actrița Katia Pascariu când a venit să își ia premiul pentru cea mai bună actriță în filmul lui Radu Jude. Deci cumva cred că astea, eu tot revin la partea de momente încărcate de emoție.
Am înțeles că filmul Malmkrog a fost cel care a acaparat podiumul. Da, filmul Malmkrog a plecat acasă cu 5 trofee, cred că nu mă înșel, cred că nu-ți greșit, cea mai bună regie, decoruri, costume, machiaj și imagine. Da, 5 trofee, într-adevăr. Deci dacă ar fi să o luăm la număr de trofee, clar marele câștigător al serii. Cel mai bun film s-a dus la Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, al lui Radu Jude, care a mai obținut și trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Pentru că la voi în studio am fost și cu neidentificat... Bogdan Farcaș, exact. Merită și el amintit în această exact. Dimineață. Exact. Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal. Altă bucurie foarte mare pe care am trăit-o personal în backstage. Și premiul pentru scenariu s-a dus tot la neidentificat. România sălbatică cu 3 deja știm. A fost... Cred că așa cum vă ziceam când ne-am văzut înainte de premiile GOPO, faptul că anul acesta cumva selecția de nominalizați a arătat poate un echilibru mult mai bun decât în alți ani vis-a-vis de generația consacrată, generația tânără, mi se pare sincer mie, cel puțin și felul în care au fost distribuite cumva premiile, că a fost denotă cumva un echilibru și... denotă înainte de toate, spune foarte multe despre cât de complex și de variat a fost oferta filmelor eligibile anul acesta. Legat de generația tânără, l-am văzut și pe Shelly pe scenă. Da, el în fiecare an, premiile GOPO oferă premiul publicului. Acela este un premiu care nu, acolo nu intervine nimeni cu voturile. Este un premiu care se dă pe numărul de box office-ul. Filmul care în anul precedent a obținut mari încasări. Da, a avut cel mai mare număr de spectatori. Deci bilete vândute la cinematografe. Iar acela a fost filmul Tabără. Și Shelly a venit să ridice trofeul alături de producătoare. Matei, aș vrea să te întreb cum i-ai simțit pe băieți, pe Dan și pe Cosmin în seara decernării premiilor GOPO. Cum au simțit ei această validare din partea juriului? Păi, filmul deja știam că a fost văzut și plăcut de public și ne bucura. Iar acum era un moment al adevărului să vedem cum vom fi primiți de către industria cinematografică. Deci, deși la începutul serii era o oarecare emoție vis-a-vis de a veni în calitate de outsider cumva la premiile GOPO, lucrurile s-au așezat foarte, foarte frumos. Premiile GOPO au fost generoase cu noi și să zicem că până la finalul serii s-au simțit ca acasă amândoi. Ne bucurăm tare mult de veștile pe care ni le-ați adus și, Laura, te văd odihnită, relaxată, se vede că a trecut furtuna, dar... A fost multă muncă în spate, dar acum... Da. Știu că te pregătești pentru timp. Da, după ce plec de la voi am această fix despre TIF, mă duc la birou să vorbesc și să recuperez ce am pierdut. Eu, puțin colegii mei au avut puțină răbdare cu mine căci am fost full motors pe GOPO, dar să știi că această față odihnită pe care pare cu am înainte de toate trebuie să le mulțumesc pentru ea colegilor voștri de la Makeup. Mulțumim tare, tare mult! Vă îmbrățișăm și vă mai așteptăm pe la noi. Mult succes amândurora și felicitări! Da, felicitări. Mulțumim. Dacă am vorbit despre gala premiilor GOPO și despre filmele românești, eu zic să mergem puțin... Tot în direcția filmului. Da, și să ne vedem și copilăria. De ce nu? Căci se aniversează 20 de ani. De la ecranizarea lui Spider-Man, exact. Wow. Haideți să aflăm mai multe informații despre acest proiect super, super îndrăgit de toți oamenii. Georgia, tu bei ceai? Da, o să te surprind, da, beau ceai și am avut la un moment dat un experiment cu mine, însă mi-am încercat să renunț la cafea și am înlocuit-o cu ceaiul verde și vreau să zic că după 2 zile a fost un pic greu pentru organism, dar după 2 zile aveam o energie fantastică, deci era spectaculos și aș vrea să povestim puțin în această dimineață despre beneficiile ceaiului, pentru că eu mi-am dorit tot timpul să aflu mai multe, dar n-am avut ocazia și uite că se întâmplă astăzi la matinal să aflăm mai multe amândoi despre ceaiuri. Sigur că da, pentru că avem doi invitați care stăpânesc foarte bine acest subiect al ceaiurilor. Este vorba despre Iudi și Daniela Diarto. Bine v-am găsit, bine ați venit la noi. Mulțumim. Bună dimineața. Bună dimineața, mulțumim frumos. Vă mulțumim și noi că v-ați alăturat și că ne povestiți în această dimineață câte ceva despre arta ceaiului, căci am înțeles că este o artă până la urmă, dincolo de beneficii, de sănătate, de latura aceasta medicală, trebuie să știi cum să consumi ceaiul.
Da, eu sunt în aceeași poziție ca tine și eu beam numai cafea înainte și acum am început să beau ceai mult mai mult decât beam înainte și într-adevăr este și mai multe tipuri de ceaiuri pe care nu le știam înainte. Deci este un lucru care este benefic pentru organism, pentru că ceaiul ajută foarte mult organismul nostru și ca și tot ce înseamnă plantele pe care le folosim, adică noi ne-am schimbat puțin stilul de viață și ne ajută, adică simțim că ne ajută. Sigur că nu sunt efecte miraculoase, nu ne așteptăm la magic, la bim sau la bim, dar este un lucru foarte bun pentru că ne crește rezistența organismului, ne ajută să scăpăm puțin de stresul în care trăim zilnic. Asta este. Și imunitate. Și imunitate, sigur că da, toate, fiecare dintre ele au câte un anumit beneficiu, ceea ce e foarte important să le știm. Păi, eu am un ceai pe care îl prefer și de fiecare dată când merg la restaurant și aud că au ceai de iasomie, consum ceai de iasomie. Și acum eu înțeleg de ce îmi place ceaiul de iasomie, pentru că am înțeles că el reduce anxietatea și stresul, nu-i așa? Ce ne poți povesti despre ceaiul de iasomie? Ok, a second. Benefit of jasmine tea. Uh-huh. This is a rich antioxidant, good for diet. Protect our liver, increase function of our brain, and prevent for Alzheimer and Parkinson. Wow, uite, deci să le povestim celor de acasă ce ne-a povestit și nouă. Vorbim despre ceaiul de iasomie, care este un bogat antioxidant, ne ajută ficatul, ne ajută creierul, previne boala Alzheimer și reduce stresul. Iată câte minunății ascunde acest ceai. Într-o băutură care pare atât de banală la prima vedere. E recomandat să consumăm ceaiul de iasomie mai degrabă seara? Da, seara este foarte bine de consumat, este de preferat de consumat seara, pentru că într-adevăr are un efect calmant și liniștitor, ajută, reduce durerile de cap, deci este foarte, foarte liniștitor. Mirosul frunzelor de iasomie și ceaiurile, noi prezentăm acest ceai în magazinul online pe care îl avem, deci este un ceai bio, organic, în care frunzele de ceai de verde se țin, cele naturale, dar se țin mai mult timp, de mai multe ori, împreună cu florile de iasomie, până se ajunge la mirosul care este dorit, intensitatea mirosului pe care îl doresc să fie. Și este mirosul, chiar și mirosul puternic de iasomie are efect liniștitor pe ritmul cardiac, de exemplu, și pe calmarea organismului în general vorbind. Deci și ficat, și creier, și inimă. Da. Da. Sunt fascinată de lucrurile pe care strămoșii noștri le foloseau și pe care noi ușor, ușor le abandonăm spre altfel de băuturi, altfel de preparate. Eu zic că ar fi util să ne întoarcem la baze, efectiv. Da, cred că Iudi ar putea să spună mai multe, pentru că el a descoperit aceste, fiind originar din Java. Yeah. Poți să spui despre plante, cum ai descoperit. Da. Da. Iudi este originar din Indonezia? Eu sunt originar din Java, Indonesia. Și cunosc plantele utilizate de sute de ani în medicina tradițională. Precum și efectele lor benefice pentru sănătate, am început să studiez remediile naturiste, efectele plantelor asupra organismului uman dintr-o nevoie personală. I have experience. I had experience in the past. I have a stroke, and then I try to change your lifestyle. Da. Ne povestește că din nefericire a avut un infarct la un moment dat care l-a determinat să-și modifice. Iată, accidentul cerebral. Da, nu putea să miște piciorul și mâna dreaptă. Wow. Wow. Și a ales atunci un stil de viață. Da, a schimbat complet, diferit. Da. Apreciem foarte mult că e deschis să ne povestească și iată că ne vorbește în română. Iudi, I heard something about red ginger. Red ginger. Can you tell us about the benefits? Ah, okay. Să vorbim puțin despre imbirul roșu. Imbirul roșu și beneficiile sale. The benefit of red ginger is anti-inflammatory puternic. Foarte eficient in
tratamentul reumatisme lui. Efect osteoarticular si dirulor articulare durerilor. Si efect antitermic, si antibakterian, imbuneste funcția sexuale la bărbat. Foarte interesant. Uite, sunt multe beneficii pe care nu le cunoaștem. Da. Și cum se prepară e foarte interesant, de exemplu. Cum se prepară cimbirosu, 400 ml de apă, 3 lingurite de pudra cimbir, un baton de scorsioare, o tulpina de lemongrass, sorbit, si 3 lingure de zahăr javanez. Foarte interesant. Deci, uite, putem să consumăm și zahăr cu acest preparat. M-a surprins faptul că ceaiul de ghimbir roșu este pudră. Care este diferența între ceai pudră? Nu se comercializează. Deci, el nu există în România. Deci, există sub formă de pudră. Deci, uh-huh. L-am adus din sub formă de pudră. Și este mult mai puternic decât ghimbirul natural. Deci, nu există în România ghimbir roșu. El ca atare este mult mai puternic, deci are un gust mult mai aromatic, mult mai fructat, mult mai puternic decât al ghimbirului roșu și efectele sunt pe măsură. Deci este un antiinflamator foarte puternic, antioxidant și în plus îmbunătățește funcția sexuală și la bărbat, ceea ce nu era cunoscut înainte despre ghimbir, de exemplu. Sau și ghimbirul are acest efect, dar mai puțin decât ghimbirul. Deci ghimbirul roșu este o varietate, dar cu efecte mult, mult mai puternice, pentru că conține mult mai mult gingerol decât ghimbirul obișnuit. Deci dacă nu se găsește la noi, cum am putea să gustăm și nu noi? Nu s-a găsit, dar odată cu ei se găsește. Deci, se găsește. Deci okay. Noi îl avem sub formă de pudră în magazinul online, dar o să facem și capsule, pentru că poate unii oameni nu suportă, are un gust foarte pregnant, aromatic. Mm-hmm. El, așa cum a prezentat Iudica și rețeta, se poate consuma ca și ceai, dar este foarte pregnant și iute, are un gust mult mai iute decât ghimbirul natural. Foarte interesant. Se recomandă o anumită cantitate spre a fi consumată, să nu depășim o cană, două pe zi? Nu. Poate ne place și punem prea mult. Da, nu. Deci, în principiu, cred că este în grame și cred că ar trebui să bem foarte mult ca să depășim cantitatea permisă. În principiu. Deci nu are efecte. Efectele sunt extrem de mici. Dacă alte plante trebuie să ținem cont de cât consumăm, la acesta nu. Știu că la ceaiul negru și verde ar trebui să fim atenți. Da, la ceaiul negru și verde. Sau, de exemplu, pudra de graviola, care are un efect de stimulare a imunității, de lupta împotriva antioxidant, împotriva cancerului, lupta împotriva cancerului. Este un adjuvant în tratamentul acestei boli nefericite. Și ea trebuie să avem o limită de consum, adică trebuie să consumăm până la 1,5 grame, 2, pentru că poate fi incriminate ca și efect advers în efecte toxice, de exemplu, cerebrale sau, de fapt, determină boala, efecte gen Parkinson. Aha, deci trebuie consumat cu limită, da. Oricum, limita care am dat-o eu este mult mai jos decât limita care ar putea să aibă acest efect. Adică limita aceea este undeva la 10 grame, dar eu am toate studiile arată că 1,5 grame sunt absolut sigure și fără niciun efect advers. Ne bucurăm foarte mult că ați fost la noi în această dimineață și că ne-ați oferit toate aceste informații care poate îi vor motiva și pe telespectatori să consume ceva mai mult ceai și poate să renunțe chiar și la cafea. De ce nu? Se poate, da. Ceiului. Cu siguranță se poate. Amândouă. Da, dar amândouă. În anumite limite. Uh-huh. Oricum, ceaiurile sunt extrem de... Este frumos, este o tehnică, este savuros. Adică uh-huh. E un ritual. E un ritual și au un gust special, fiecare dintre ele. Vă mulțumim tare mult că ne-ați trecut pragul în această dimineață și sperăm să mai reveniți să ne mai povestiți și despre alte tipuri de ceaiuri, că sunt convinsă că n-am apucat să vorbim decât puțin așa din ceea ce aveți de oferit. Și sigur mai sunt tipuri de ceaiuri despre care românii nu știu atât așa de multe e, și ar trebui să afle, pentru că merită cu siguranță. Mulțumim mult de tot. Legat de curiozități, mai departe tot cu asta ne ocupăm. Tu știi că noi avem câțiva prieteni de nădejde, gândă cei de internet, cei de la canalul de YouTube Ai Vrea Să Știi și de la ei aflăm fel de fel de lucruri interesante. Despre? Despre? Hai că știi, despre spațiu? Da, despre spațiu și despre faptul că NASA lansează sonde spațiale.
ca să vadă dacă există sau nu viață pe alte planete. Tu crezi că există? Eu când v-am spus mai devreme să plecăm pe altă planetă, nu m-ați ascultat. Hai să vedem, să ne spună băieții dacă e posibil sau nu. În ultimul deceniu, numărul exoplanetelor descoperite de astronomi a crescut în mod spectaculos. Din acest motiv, inevitabil, ne întrebăm când vom putea explora în mod direct aceste planete îndepărtate sau ce am putea găsi acolo. Toate aceste întrebări sunt o consecință a dorinței noastre de a afla dacă omenirea este sau nu singura în univers. Pentru a încerca să răspundem la această întrebare, oamenii de știință au propus unele proiecte interesante și ambițioase. Printre acestea se numără proiectul Blue, care presupune utilizarea unui telescop spațial care să caute exoplanete asemănătoare Pământul în jurul stelelor din sistemul Alpha Centauri, și proiectul Breakthrough Starshot, în cadrul căreia oamenii de știință intenționează să trimită cu ajutorul unor fascicule laser nanonave spațiale către Alpha Centauri, acesta ar urma să ajungă la destinație în doar 20 de ani. Cea mai îndrăzneață propunere este probabil proiectul Geneza, sau Project Genesis, care presupune utilizarea unor roboți pentru a răspândi viața pe planetele din alte sisteme stelare. Această propunere a fost prezentată de doctorul Claudius Gross, fizician, teoretician în cadrul Instituției de Psihologie și Astronautică al Universității din Frankfurt. În anul 2016, doctorul Claudius Gross a publicat un studiu în care descrie modul prin care misiunile spațiale robotizate, echipate cu fabrici de gene sau cu capsule criogenice, ar putea fi folosite pentru a răspândi viața microbiană pe exoplanetele capabile să susțină viața. Care este scopul proiectului Genesis? Exoplanetele descoperite de astronomi sunt foarte variate din punct de vedere al mărimii, temperaturii și structurii. Scopul proiectului Genesis este de a oferi vieții terestre căi evolutive alternative pe acele exoplanete care sunt potențial locuibile, dar care totuși sunt lipsite de viață. Concepția majorității oamenilor de știință din zilele noastre este cea că viața simplă prezintă o caracteristică comună în univers și că viața complexă este foarte rară. Cercetătorii cred că în condiții favorabile, viața simplă se poate dezvolta foarte rapid, dar și că apariția formelor complexe de viață are loc după o lungă perioadă de evoluție. Pe Pământ, viața complexă a apărut după o lungă perioadă de timp. Explozia cambriană s-a produs în urmă cu 500 de milioane de ani, după aproximativ 4 miliarde de ani de la formarea Pământului. Dacă putem crea condițiile ca viața pe alte exoplanete să evolueze rapid, atunci poate că și pe aceste planete s-ar putea produce transformări similare exploziei din cambrian de pe Pământ. Care sunt planetele vizitate de proiectul Genesis? Primele candidate sunt planetele cu atmosferă bogată în oxigen, localizate în jurul stelelor de tipul M, cum ar fi TRAPPIST-1. Este foarte probabil că atmosfera primordială bogată în oxigen a acestor planete să fie împiedicat abiogeneza, adică formarea vieții. S-ar putea că galaxia noastră să adăpostească miliarde de astfel de planete bogate în oxigen, dar fără viață. În prezent, astronomii caută planete în jurul stelelor pitice de tipul M. Aceste planete sunt foarte diferite de planetele aflate în jurul stelelor asemănătoarele Soarelui nostru. După formarea unei stele, trebuie să treacă un anumit timp până când steaua se contractă suficient de mult pentru ca reacția de fuziune nucleară să se declanșeze și astfel steaua să producă energie. În Soare, această etapă de evoluție a durat aproape 10 milioane de ani, adică un proces foarte rapid. În cazul unor stele precum TRAPPIST-1, acest proces necesită o perioadă cuprinsă între 100 de milioane și 1 miliard de ani. Planetele din jurul lui TRAPPIST-1 au fost foarte calde, deoarece steaua lor gazdă a fost la rândul ei foarte caldă o lungă perioadă de timp. Apa care a existat în atmosfera acestor planete a fost disociată de radiația ultravioletă în hidrogen și oxigen. Hidrogenul s-a pierdut în spațiul cosmic, în timp ce oxigenul a rămas în atmosfera planetelor. Toate observațiile astronomice de până acum au arătat că aceste planete au atmosfere bogate în oxigen, dar acesta este procesul disocierii chimice și nu al planetelor, ca și în cazul Pământului. S-ar putea ca planetele bogate în oxigen să fie sterile, deoarece în cazul acestora nu mai există condițiile prebiotice necesare apariției vieții. Credem că în galaxia noastră ar putea exista miliarde de astfel de planete bogate în oxigen. Ce fel de organisme ar putea fi trimise spre aceste planete? Într-o primă etapă, s-ar putea trimite organisme unicelulare autotrofe. Acestea sunt bacteriile fotosintetizate, cum ar fi cianobacteriile și eucariotele, celulele care formează toată viața complexă, adică animalele și plantele. Organismele heterotrofe ar urma în a doua etapă, deoarece acestea se hrănesc cu alte organisme și ele depind de prezența organismelor autotrofe. Cum ar putea fi trimise aceste organisme? Depinde de tehnologie. Dacă aceasta va fi suficient de avansată, atunci s-ar putea realiza o fabrică de gene în miniatură. În principiu, natura este o fabrică de gene. Dacă este posibil, aceasta ar fi cea mai bună opțiune. Dacă nu este posibil, atunci ar trebui să avem germeni congelați. În cele din urmă, totul depinde de tehnologia pe care o avem la dispoziție. Am putea trimite și forme de viață sintetice. Biologia sintetică este un domeniu de cercetare foarte activ care implică programarea codului genetic.
În literatura științifico-fantastică întâlnim forme de viață extraterestre cu un cod genetic diferit. Astăzi, oamenii de știință încearcă să realizeze acest lucru și pe Pământ. Scopul final este acela de a produce noi forme de viață bazate pe un alt cod genetic. Acest lucru ar fi foarte periculos pe Pământ, dar pe o altă planetă îndepărtată ar putea fi chiar benefic. Proiectul Genesis este destinat răspândirii vieții și nu distrugerii formelor de viață. Trebuie să evităm acest pericol, iar sondele spațiale care vor ajunge pe orbita acestor exoplanete trebuie să poată detecta formele de viață complexe de la suprafața acestora. Exoplanetele sunt foarte variate în ceea ce privește mărimea, temperatura și condițiile necesare apariției vieții. Poate că pe multe dintre aceste planete, viața a apărut de ceva timp, poate de un miliard de ani. Acest lucru înseamnă că nu ne putem aștepta la forme de viață complexe. În consecință, trebuie să ne decidem, lăsăm formele de viață să evolueze în mod natural sau intervenim pentru a crește șansele apariției vieții complexe. Unii cred că toate bacteriile merită să fie salvate. Pe Pământ nu există o protecție pentru bacterii. Cu toate acestea, bacteriile care trăiesc pe alte planete sunt tratate în mod diferit. În consecință, studiem viața sau ne limităm doar să protejăm formele de viață existente. Planeta Marte a găzduit cel mai probabil o viață la un moment dat în trecutul ei, dar acum nu, cu excepția poate a unor bacterii. Totuși, oamenii de știință planifică misiuni cu echipaj uman către Marte, ceea ce ar însemna că nu putem vorbi despre o protecție a formelor de viață care ar putea exista acolo. Aceasta este o contradicție. Vom putea coloniza aceste planete? Da și nu. Da, pentru că urmașii noștri ar trebui să ajungă la aceste planete peste 10 sau 100 de milioane de ani, timpul necesar acestora pentru ca formele de viață transportate acolo să se dezvolte pe deplin, nu deoarece durata de timp este atât de mare încât nu este rațional să vorbim despre un beneficiu. Când s-ar putea organiza o astfel de misiune? Sondele Genesis ar putea fi trimise în spațiul cosmic utilizând același sistem de lansare ce urmează să fie folosit în cadrul inițiativei Breakthrough Starshot. Breakthrough Starshot își propune să trimită sonde foarte rapide, foarte mici și foarte ușoare, cu o masă de aproximativ 1 gram, către sistemul stelar Alpha Centauri. Aceeași tehnologie ar putea fi folosită pentru a lăsa ceva mai masiv, dar care se va deplasa mai încet. Mai încet este desigur un termen relativ. În cele din urmă, totul depinde de ceea ce este optim pentru misiune. Sonda Genesis ar putea avea o masă comparabilă cu cea unui autoturism, de aproximativ o tonă, și s-ar putea deplasa cu o viteză de aproximativ 1000 de km pe secundă. Aceasta este o viteză mică pentru călătoriile interstelare, dacă ne raportăm la viteza luminii, dar este o viteză mare în comparație cu vitezele rachetelor cosmice actuale. Dacă reducem viteza cu un factor de 100, atunci masa sondei spațiale ar putea fi de 10.000 de ori mai mare. Aceste condiții ar putea accelera o sondă având o masă de o tonă, care s-ar încadra în cerințele impuse de inițiativa Breakthrough Starshot. Dr. Gross propune utilizarea unor vele magnetice pentru cetinerea sondelor spațiale. De asemenea, instalația de laser, destinată proiectului Breakthrough Starshot, ar putea avea o utilizare dublă și astfel nu va fi nevoie să construim ceva nou, doar că vela magnetică trebuie testată. În consecință, o astfel de misiune ar putea fi organizată peste 50 sau 100 de ani. Tu ce crezi? Este posibil ca o astfel de misiune să aibă succes? Da, am revenit. Vezi, Georgia, poate dacă nu ajungem noi în spațiu, știi ce ar putea ajunge înaintea noastră acolo? Un roboțel, cu siguranță. Roboțel. Ce-ți preziceau ție părinții când erai mic? Ce își doreau ei să devii când vei fi mare? La mine tata își dorea să devină avocat, pare rău tata. Da, și la mine au fost așa niște chestii în direcția asta cu avocat, judecător pe acolo. Inginer, medic, cam astea erau opțiunile părinților, dar ele se schimbă pentru că apar noi și noi meserii, iar copiii au nevoie de educație în acest sens. Dacă nu știm noi, ei trebuie musai să știe că viitorul lor arată altfel și ne povestește mai multe despre pregătirea unui copil modern, Adelina Năstase, care este managing partner al unui hub pentru educație. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, ne bucurăm să fim aici în gașcă la voi! Alături de tine se află și Sofia Dumitru și Alexandru Badea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit, dragilor! Nu putem să nu remarcăm prezența unui al patrulea membru. Cine este acolo jos? Deș îl cheamă? Da. Foarte drăguț. E super simpatic și văd că are și niște jucării acolo, niște popice. Da. Ne faceți o prezentare înainte să povestim? Da. Hai să vedem ce face Deș al vostru, ce știe el să facă, cum îl controlați, cum îl... Deș poate să meargă stânga, dreapta, sus... Față-spate? Față-spate și ce poate? Să se mișcă, să danseze, să scoată sunete... De animale, de mașini, de tot. Aha. Și mai sunt niște chestii, dar deocamdată astea sunt mișcările principale.
Foarte interesant. Eu zic că, deși e drăguț, dar mai drăguț sunteți voi, căci voi sunteți, de fapt, creierul care îl controlează pe deși, până apare inteligența aia artificială la ordinea zilei și coșmarurile noastre despre roboți care ne controlează, e bine să știm că suntem pe mâini bune, că voi îl controlați pe deși. Cum ai pornit acest demers? A început deja deși să vorbească, vrea și el să facă remarcat. Dash nu este singurul instrument pe care noi îl avem. Ei sunt niște roboței programabili pe care i-am adus tocmai încât copiii să înțeleagă programarea într-un mod foarte, foarte distractiv. Am pornit acest demers în momentul în care au apărut copilași în familia noastră extinsă, practic, și am vrut să le oferim un viitor modern și acces la educație modernă. Și așa a pornit acest proiect. Pe Sofia și pe Alex, cum ai ajuns să-i cunoști? Părinții au venit așa intuind un alt fel de viitor pentru ei? De regulă, da, și felicit pe părinții care au luat decizia pentru copilașii lor să investească. Pentru că, practic, este o investiție în cei mici, o investiție care se poate face încă de la vârsta de 6 anișori. Sofia a fost printre primii noștri cursanți, să zic așa. Alex a ajuns anul acesta. Dragilor, spuneți-ne, vă rog, câți ani aveți voi? Eu am 12 ani. Eu 9. Iar tu 9. Mulți înainte, super. Mulțumesc. De la ce vârstă ați început voi să fiți pasionați așa de robotică, de roboței, de... Eu am fost pasionată de la vârsta de la 7-8 ani. Foarte interesant. Iar tu, Alex? Cam aproape la fel. 7-8 ani. Ce-ți place cel mai mult la roboți? Ce te fascinează la ei? Mă fascinează software-ul, adică website-uri și din astea, programatul. Ce se află în spatele roboțelului, da, ceea ce îl face pe el se miște la comenzile tale. Da. Wow. El fiind în grupa mai mare, să zic așa, de vârstă, deja au ajuns la ceva mai avansat. Își construiesc propriul site web, dezvoltă aplicații mobile pe telefon. Am trecut de faza cu roboței. Foarte interesant. Uite, mi-am făcut și eu un site singură și cred că aș putea să ți-l dau să-l verifici, nu-i așa? Să-mi spui dacă am făcut ce trebuie, că nu merg toate butoanele, să știi. Nu merg? Nu toate. Mai am câteva mici. Uite, am înțeles că există o zonă în care poți să-ți adaptezi site-ul pentru alt fel de device-uri. De exemplu, pe desktop se vede bine, dar pe telefon și pe tabletă nu se vede bine. Păi, da, trebuie să setați ăsta, display-ul. Probabil că este pe 16 împărțit la 9. Aha. Uite, am aflat ceva util în dimineața asta. De la copii și învățăm multe lucruri utile de la ei, vă zic sincer. A știut exact ce să-mi spună și sunt... Se cheamă debugging în programarea asta. Aha, foarte interesant. Ne arăți, Sofia, ce face deșal vostru? Desigur, dar trebuie să îl întorc spre pop. Ca să vadă, nu? Că acolo e ofișorul lui. Scopul demonstrației este de a se dărâme popice. Este un exercițiu foarte simplu pentru copii, dar care leagă instrucțiuni într-un șir logic. Și o să lăsăm pe Sofia să ne spună ce instrucțiuni a pus în aplicație. Mai întâi am pus să meargă în față, după aia am dat o culoare verde, un fel de turcoaz, i-am dat un sunet să facă și i-am dat, mai întâi i-am dat o culoare, după aia un sunet, după aia să meargă înainte și după aia să danseze. Ia să vedem. Și acum o să-i dau start. Un sunet de făcuță. Da. Dacă n-a ajuns încă la popice, ce ar trebui să facem? Trebuie să-i dăm... Super! A ajuns prin dans. A reușit. Mai întâi a vrut să danseze, cred, nu? A zis să se bucure puțin, să atragă puțin atenția. Uitați ce știu să fac. Deci a tot încercat să intre în vorbă cu noi, am observat. Da, și îmi face și mie în live-uri chestia asta. Se trezește vorbind. Ideea e că Dash știe să măsoare distanțe în centimetri. Noi avem niște griduri pe care merg de regulă. Aici am estimat o distanță de 60 de centimetri. Dar corectăm acum să ajungă din prima. Dragilor, sunt curios să voi de unde continuați să învățați tot timpul, să țineți pasul cu tot ce este nou în tehnologie și să aplicați mai departe și voi ceea ce vedeți acolo. De unde vă inspirați? Mai mult de pe YouTube. Deci tutoriale, la greu? Da. Părinții voștri bănuiesc că n-au probleme, setați televizorul, dacă e nevoie, nicio treabă, nu? Nu. Le arătați cum să-și instaleze aplicațiile pe un telefon nou, deci la voi apelează. Da. Deci pe partea de IT voi asigurați mentenanța în casă. Da. În familia mea nu. Ai pe cineva mai talentat decât tine? Da. Cine? Pe tata.
Și el te-a inspirat să, da, să fii pasionat de zona aceasta de tehnologie? Da, el a fost mare, mare inspirație. Ce frumos! Vezi, la vârsta lor mă credeam tare pentru că știam să instalez un joc. Vezi ce diferență? Ce diferență? Eu nici nu știam de software și hardware la vârsta pe care o au ei. Deci e o diferență colosală între generații. Cum reușiți să adaptați programele pentru această nouă generație? Tehnologia evoluează foarte rapid și noi, într-adevăr, generația noastră este martoră la acest lucru. În predarea către copilași folosim o curiculă adaptată vârstei lor, o curiculă dezvoltată de către ingineri, programatori și de către pedagogi, care ia în considerare ceea ce știu copiii, ce abilități au. Învățarea toată este prin joacă, după cum se și vede. Este plăcută, este lejeră. Conceptele le asimilează foarte ușor și sunt concepte pe care le vor folosi ulterior în programare. Termeni în limba engleză folosiți în limbajele de programare ulterior. Asta am vrut să spun și eu, că joacă, dar în spatele unui astfel de roboțel nu este deloc joacă. Acolo este un program serios, setat să facă anumite lucruri la comenzi. Sofia, dacă vrei exact să te simți liberă, poți să mergi către deși, să mai aranjezi popicele, poți să faci ce vrei tu, da? Că și la noi e cu joacă, cu libertate de exprimare, deci nu e... Aici. Unde vrei tu. Ok. Și popicele, da, le mai aranjezi odată, nu? Da, o să pun popicele... Copiii sunt foarte creativi. Mm-hmm. Dacă sunt lăsați liberi, ei își construiesc și propriile joculețe. O să te lăsăm să-ți mai faci o strategie, nu? De atac, da, către popice. Poți să-l joci și pe Alex să te ajute. Alex, tu trebuie să pui altă animație și dacă vrei poți să setezi de aici tot ce vrei tu din astea patru. Vedem cine e liderul. Ok, asta. Da, se vede, se vede. Sunt și acum, dă aici și setează să-i întrerup. Ia uzi, deci deja bun. E căluț, s-a transformat acum, între timp. Eu o să mă duc aici și tu o să dai start. Hai. Ia să vede. Pe butonul verde. Ia, ce face deși? Căluțul deși. Wow, foarte, foarte tare. Ia uite, acum e fericit că a nimerit. A și dansat un pic și ne dansăm și noi și ne bucurăm în această dimineață că ne treceți pragul și ne arătați care este potențialul copiilor din România, de fapt. Și pentru asta te felicit, Adelina, că te îndrepți în această direcție de altfel de educație. Da, mulțumesc. E o educație complementară ceea ce copiii învață deja în școală. Noi venim cu ceva în plus care îi pregătește. Deci, din punctul de vedere, pot să zic că România este... Suntem oarecum binecuvântați. La noi internetul merge foarte bine, sunt foarte multe joburi în IT. O să se creeze și mai multe joburi în IT. Copilașii sunt interesați de tehnologie și de folosirea lor într-un scop distractiv. Potențial este. Chiar am văzut zilele trecute că un grup de copilași de la un liceu din Arad a câștigat un premiu la competiția internațională de robotică. Este mare potențial dacă investim în ei. Dragilor, eu aș mai vrea să vă întreb un lucru. Să știți că se spune că tehnologia, cu cât avansează, ne va rezolva din ce în ce mai multe probleme nouă oamenilor. Voi la ce v-ați gândit pentru viitor? Ce ați vrea voi să faceți printr-o aplicație? Sau care ar fi aplicația ideală pe care voi ați crea-o? Ce ai vrea, Alex, să creezi? Social media, încă o aplicație din asta pentru copii, să fie una pentru copii și una pentru adolescenți. Foarte tare. Chiar e o idee foarte bună. Deci o ramificare, vezi așa? Da, să separăm... Să separăm grupa de vârstă, da, astfel încât copiii, da, să aibă propriul lor spațiu. Uite, ce nevoi depistăm în această dimineață tocmai de la ei. Iar tu? Încă nu am idei, nu știu. Dar cu siguranță vei găsi la un moment dat și sunt sigur că vei reuși să rezolvi prin tehnologie o problemă a oamenilor sau un lucru, uite, cum este o aplicație de social media. Da. Eu zic că îți putem da noi o temă de gândire. Nouă ne-e foarte greu să ne trezim dimineața și ne-ar ajuta un alt fel de alarmă. Da. Ce zici? Te lăsăm să te gândești și te mai invităm pe la noi să ne povestești. Dacă... Un roboțel care poate vine la noi și ne trezește, hei, nu? Trebuie să ajungi la matinal. Un deș automatizat la o anumită oră. Un robot care cântă o melodie foarte înceată, în așa fel în care tot să te trezești, pentru că e foarte plăcut. Ia uzi, foarte interesant. Vă rugăm, veniți cu nevoile și să le... Mulțumim tare, tare mult, Adelina, că ne-ai trecut pragul și că ai adus cu tine pe acești doi copii minunați. Felicitări și vouă și vă mai așteptăm pe la noi, pe la matinal, da? Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult, copii.
Dragilor, până să apelăm la roboței pentru altfel de lucruri și mai complicate, din ce în ce mai complicate, noi vă spunem la revedere, dar ne revedem când, Georgia? Ne revedem luni de la ora 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Iată, a trecut o săptămână împreună ca vântul și ca gândul, ai trecut toate probele. Felicitări, da, și proba cu Ileana, da, la matinal. A fost prima mea săptămână la matinal, exact. Ne revedem, și ne revedem luni viitoare, cu același vibe, cu aceeași energie, dragilor, tot pe Metropola TV la ora 9. Weekend plăcut tuturor!